Bună! Sunt Sore și vă vorbesc din vârful patului meu, unde este foarte bine. Am ajuns să apreciez foarte tare statul acasă acum. Mi-era dor de el, la fel de bine cum apreciez și libertatea pe care în momentul acesta nu o mai avem. Dar am să vă spun părțile pozitive ale statului meu acasă. Gătesc. Băi, și cât gătesc! Deci am timp acum să fac toate felurile de paste pe care înainte le visam și n-apucam să le fac. Dorm. Dorm și mi-era dor de somn. M-am uit la toate filmele și serialele pe care le aveam pe listă. Citesc. Am un teanc de cărți care așteaptă să fie terminate. Mă joc cu Erin de dimineața până seara. Avem o grămadă de activități. Eu, bine, sper să nu rămân fără inspirație, dar copilul lui trebuie să-i consume energia. Dar cu toate astea încă n-am rămas fără inspirație. Ba mai mult, am descoperit că putem să facem niște coreografii împreună, lucru care ne încântă foarte tare. Ce mai fac? Sunt foarte activă în social media, țin legătura cu voi, cu comunitatea mea. Încerc să vă distrez și să vă fac să zâmbiți în această perioadă mai grea. Și uite, tocmai din acest motiv mi-a și venit o idee tare, și anume să fac un live care se numește Live ca fetele, cu fete, fete mișto, fete inspiraționale, alături de care voi face aceste activități casnice ca noi toți, dar în timp ce le facem, discutăm și vorbim cu voi și o să vă ajutăm și o să vă inspirăm să fiți pozitivi și optimiști. Pentru că eu cred că asta este cheia, optimismul. Fără optimism nu rezolv nimic. Așa că vă îndemn și pe voi să vă păstrați optimismul. Această perioadă se va termina, dar se va termina repede doar dacă suntem responsabili cu toții și înțelegem că trebuie să stăm acasă. Vă pup! Mua!